Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Elena Băncilă și vă prezint Mesagerul, iată care sunt subiectele acestei ediții. Rămășițe de rachete S-300 ar fi fost găsite în satul Chițcan din raionul Căușeni, localitate controlată de către regimul separatist din stânga Nistrului. La fața locului s-au deplasat observatorii militari pentru a stabili originea obiectului și traiectoria zborului. Captură de droguri în valoare de 2,5 milioane de lei în capitală. Stupefiantele erau comercializate prin intermediari sau direct către clienți, iar tranzacțiile erau efectuate prin rețele de plăți electronice. Salariile medicilor, asistenților medicali și infermierilor vor crește cu 15%, iar profesorii vor primi o plată unică de 5.000 de lei. Sporurile salariale și plățile unice sunt partea unui program care presupune rectificări la buget. Etnicii armeni fug din regiunea Nagorno-Karabakh pe fondul temerilor de persecuții etnice din partea armatei azere. Între timp, autoritățile de la Stepanakert și cele de la Baku s-au întâlnit pentru o nouă rundă de discuții privind statutul regiunii și modul de reintegrare a acesteia în Azerbaijan. Rămășițe de rachete S-300 ar fi fost găsite în satul Chițcan din raionul Căușeni, localitate controlată de către regimul separatist din stânga Nistrului. Anunțul a fost făcut de Oleg Bealeakov, reprezentantul Tiraspolului în Comisia Unificată de Control. Între timp, la fața locului s-au deplasat observatorii militari pentru a stabili originea obiectului și traiectoria zborului. În ceas noci, în воздухе над Днестровом, произошел взрыв. Впоследствии этого взрыва, значит, естественно, некоторые объекты упали в районе населенного пункта Кицканы. Это обломки ракеты. Значит, ракеты S-300. Продавших нет. Așa zisul Minister al Afacerilor Interne din stânga Nistrului a făcut publice mai multe poze cu resturile găsite. Soții în grădina cărora a căzut fragmentul de rachetă spun că au auzit cum s-a întâmplat totul. Жена заходит, будет Дима, Дима, вставай там. Туда-сюда что-то взорвалось сзади дома. Примерно подумал, что ДТП там. На утро встал и решил посмотреть по Алиным словам сзади дома. Когда посмотрел, лежит элемент массой 200 килограмм. Autoritățile de la Chișinău au inițiat măsuri de verificare cu privire la acest incident. Cu referire la pretinsa rachetă identificată în regiunea transnistreană a țării noastre, informăm că la fața locului s-au deplasat observatorii militari în cadrul forțelor mixte de menținere a păcii, iar la această etapă nu este clară originea obiectului identificat și nici nu se confirmă din surse independente traiectoria acestuia. Autoritățile statului vor continua să țină publicul informat pe măsură ce primim mai multe clarificări și informații verificate cu privire la acest incident. Ancheta separatiștilor privind rămășițele de rachete S-13 care ar fi fost găsite în satul Chițcan din raionul Căușeni este viciată de la bun început, pentru că din momentul în care au ajuns în acea zonă, ei sunt cei care controlează narativul poveștii și nimeni nu poate spune exact ceea ce au găsit sau ce vor găsi observatorii militari. Opinia a fost exprimată de Mihai Isaac, expert în spațiul Mării Negre, în cadrul emisiunii În Context de la Moldova 1. Este nevoie de o anchetă internațională, a conchis expertul. Prin concluziile prezentate automat că sunt resturile unei rachete S-300 fabricate într-un anumit an, ne putem aștepta ca următorul comunicat de presă al așa zisului regim de la Tiraspol să conțină acuzații directe împotriva Ucrainei. Deci nu ne putem baza pe ceea ce se va afla. Este nevoie de o anchetă internațională și această stare de fapt arată încă o dată vulnerabilitatea populației civile, pentru că să nu uităm acolo la Chițcan. Chițcan este un sat destul de mărișor. Avem la Chițcan și vestita mănăstire, deci aceste puteau să existe incidente mult mai dure. Totodată arată încă o dată necesitatea schimbării formatului de la Nistru și înlocuirea misiunii formate din trupele de ocupație ale Federației Ruse cu o misiune internațională de poliție civilă, după cum autoritățile de la Chișinău și partenerii occidentali, partenerii europeni au cerut în mod repetat. Atâta timp când nu este un mecanism internațional civil credibil, nu putem avea încredere în ce spun.
Republica Moldova a cumpărat un radar mobil de supraveghere antiaeriană produs în Franța. Autoritățile nu au anunțat cât costă, dar valoarea de piață este de aproximativ 15 milioane de euro. În vizită la Chișinău, ministrul francez al apărării Sébastien Lecornu a declarat că radarul va fi livrat până la sfârșitul anului. Ministrul Anatolie Nosat și omologul său francez au încheiat un acord de cooperare. Acordul prevede instruirea militarilor moldoveni în Franța și livrarea altor echipamente prin intermediul instrumentului european pentru pace. Anunțăm livrarea radarului GM200 produs de compania Thales. Acesta va ajunge în curând, probabil până la Crăciun. Programul include de asemenea și instruirea operatorilor pentru a putea utiliza aceste echipamente. Achiziția radarului este foarte importantă pentru că e vorba de un utilaj pe care îl folosim atât noi cât și multe țări europene sau membre NATO. Ambasada Franței din Republica Moldova urmează să lanseze o misiune permanentă de apărare și va efectua un audit privind apărarea antiaeriană. Că nu este prima dată când Republica Moldova, fiind în vecinitate directă de teritoriul Ucrainei, unde Rusia, Federația Rusă desfășoară un război nejustificat și permanent atacă infrastructura civilă și infrastructura de uz economic, efectele colaterale cu părere de rău au influență negativă și asupra teritoriului nostru. Aceasta ne face ca colaborarea noastră cu partenerii strategici să ne dea capacitate pentru a apăra teritoriul Republicii Moldova. Sébastien Lecornu a avut de asemenea întrevederi cu șefa statului Maia Sandu și premierul Dorin Recean. Aceasta este prima vizită oficială a unui ministru al forțelor armate franceze în Republica Moldova. Radarul Groundmaster 200 a fost achiziționat din bani publici. Republica Moldova beneficiază și de finanțare europeană prin instrumentul pentru pace. Captură de droguri în valoare de 2,5 milioane de lei în capitală. Oamenii legii au reținut un tânăr de 29 de ani care vindea narcotice de diferite tipuri pe rețelele de socializare. Activitatea ilegală a acestuia a fost monitorizată timp de 3 luni. Astfel, stupefiantele erau comercializate prin intermediari sau direct către clienți, iar tranzacțiile erau efectuate prin rețele de plăți electronice, după care transferați pe conturi bancare din țara noastră. În urma perchezițiilor la domiciliul suspectului, oamenii legii au depistat și ridicat peste 2 kg de substanțe narcotice și aproape 300 de pastile cu efect psihodelic. Tânărul a fost plasat în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. El riscă până la 15 ani de pușcărie. Războiul înseamnă activizarea rețelelor internaționale de crimă organizată, a declarat pentru Moldova 1 profesorul polonez Wiesław Ciesowicz, specialist în politică vamală și contrabandă cu țigări. Republica Moldova rămâne totuși o țară sigură, indiferent de zona gri transnistreană. În același timp, Mariana Balan, ofițer vamal detașat în Republica Moldova prin misiunea Uniunii Europene EUBAM, a menționat că Republica Moldova ajută Ucraina să reziste agresiunii rusești. Republica Moldova este un stat care ajută foarte mult ca Ucraina să poată să reziste acestui război. Republica Moldova ajută vecinul său Ucraina prin numărul mare de refugiați pe care i-a primit, prin faptul că pune la dispoziție prin măsuri politice, prin utilizarea căilor de acces, prin ospitalitatea cetățenilor săi, ajută ca cerealele din Ucraina să poată fi exportate. Each war is the base for developing criminal organization. The same is just right now all over the world, because it's not only one, this very dangerous, very brutal attack, Russian attack to Ukraine. I believe that this criminal war will stop soon, but despite all of this criminal effects in Ukraine and between Ukraine and Russia, it has some positive effects
because we closed our borders with Belarus, Russia. In this situation, we stopped some paths for distribution illegal cigarettes, smuggling, cross-border points, and so on. Comportamentul agresiv al minorilor care acum două zile au bătut și înjunghiat o femeie din Germănești, Lenești, este rezultatul unei perioade îndelungate în care acestea au fost ignorate și abuzate. De această părere este avocatul poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi. Detalii în câteva minute. Comisia Electorală Centrală a respins astăzi sesizarea deputatei Marina Tauber, care a contestat refuzul Comisiei de Circumscripție din Bălți de a o înregistra în calitate de candidat independent în cursa pentru primăria municipiului Bălți. Autoritățile electorale din Bălți au refuzat lui Tauber înscrierea în cursa electorală pe motiv că politician a fost membru a partidului Șor, declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională în data de 19 iunie. Consiliul Electoral are obligația de a emite actul de înregistrare numai în cazul în care candidatul independent intenționează să colecteze semnăturile prin intermediul unui grup de inițiativă. În prezenta speță, contestatarul nu a solicitat înregistrarea grupului de inițiativă. Comisia constată că Consiliul Electoral Bălți numărul 2 a ales forma discreționară admisibilă de finalizarea procedurii administrative la cererea contestatarului. Mihail Bagas, candidat la primăria Chișinău, nu mai este susținut de partidul Liga Orașelor și Comunelor. Liderii formațiunii au anunțat în cadrul unei conferințe de presă că nu au primit nicio finanțare de la Bagas și afirmă că i-a oferit doar o platformă politică pentru a candida la funcția de primar al capitalei. A fost decisă retragerea suportului politic oferit de formațiune candidatului acesteia. Nu a primit niciun leu de la domnul Bagas în calitate de donații, pe cont bancar sau neoficial, sau în oricare altă formă, acuzație pe care o să o atacăm pe autoarea neinspirată acestor declarații în instanța de judecată. Liga Orașelor și Comunelor se disociază de toate acuzațiile publice aduse de diversi actori politici. Le califică drept calomnioase și având scopul de a prejudicia imaginea partidului în scopul obținerii dividendelor electorale. Totodată, liderii partidului Liga Orașelor și Comunelor au inițiat demersurile în vederea retragerii candidaturii lui Bagas pentru funcția de primar al capitalei, dar și de pe lista consilierilor municipali. Decizia formațiunii vine la scurt timp după ce Mihail Bagas a fost reținut de procurori într-un dosar ce vizează finanțările ilegale a partidelor și coruperea alegătorilor. La 25 septembrie, Bagas a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Copreședintele loc, Alexandru Bujoreanu, a acuzat o campanie de denigrare a formațiunii, inclusiv de către Arina Spătaru, care a afirmat că partidul ar fi urmat să fie preluat de Șor prin intermediul lui Mihail Bagas. Continuăm cu alte subiecte. Comportamentul agresiv al minorelor care acum două zile au bătut și înjunghiat o femeie din Germănești, Lenești, este rezultatul unei perioade îndelungate în care acestea au fost ignorate și abuzate. De această părere este avocatul poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi. Specialiștii spun de asemenea că țara noastră are nevoie de mai multe instrumente de prevenire a acestor cazuri, dar și de reeducarea adolescenților aflați în situații de risc. Una dintre adolescente locuia în casa comunitară pentru copii în situație de risc de aproape 2 ani. Fata învăța la un liceu din capitală, iar după ore adesea nu se mai întorcea la centru. Șefa Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului spune că adolescente avea un comportament agresiv, inclusiv față de cele 11 minore care locuiau în casa comunitară. Minora de fiecare dată foarte des abandona acest centru fără ca să comunice specialiștilor din centru. De fiecare dată noi am întreprins toate măsurile, imediat a fost sesizată poliția și ea era anunțată în căutare. Respectiv, după ce era identificată, era adusă în centru, putea să stea o zi, două, iar să abandoneze serviciul nostru. Ea avea un comportament așa mai delicvent, un comportament mai deviant.
Cele două fete care au săvârșit crima sunt prietene. Anterior, ele au fost implicate în mai multe cazuri de bătaie, iar imaginele au fost distribuite în mediul online. Un incident care a șocat opinia publică s-a produs la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut. Una dintre fete a bătut cu bestialitate o tânără din Streșeni, iar în data de 30 iunie, adolescentele au bătut cu cruzime o altă fată de 17 ani din Anenii Noi. Referitor la cea de-a doua minoră care au participat împreună la această crimă, deci noi suntem acum în colaborare cu organele poliției. În cazul în care se va stabili că familia din care vine această minoră mai sunt copii care pot fi într-o situație de risc, noi pentru a preveni această situație, deci o să luăm la evidență. Motivele care pot face pe minor să comită o infracțiune sunt diverse, spun psihologii, însă intervenția părinților trebuie să fie promptă atunci când observă schimbări de comportament. Ele deja este foarte mare probabilitatea deja să nu mai poată avea o viață de calitate, indiferent că se spune că o să meargă la o pușcărie, deja că e clar că aici este evident acest lucru, dar care este viitorul? Care este impactul față de ceilalți copii? Pentru că dacă prin orașe încă relativ lucrurile stau un pic mai bine, în sate lucrurile stau foarte prost. Am încercat să aflăm de la Ministerul Protecției Sociale și de la Inspectoratul General al Poliției despre acțiunile de control și de prevenire a unor astfel de tragedii, precum și despre acțiunile de protecție a minorilor. Însă, deocamdată, responsabilii de la cele două instituții nu au răspuns la întrebările reporterului Moldova 1. Totuși, cu o reacție a venit avocatul poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi. Potrivit lui, comportamentul antisocial este rezultatul unei lungi perioade în care copilul a fost supus abuzurilor și neglijării. Astfel, ombudsmanul copilului spune că urmează să fie aplicate soluții pentru prevenirea unor astfel de comportamente prin identificarea timpurie a copiilor aflați în situație de risc, prin sprijinul familiilor cu copii, dar și oferirea serviciilor de calitate pentru copiii cu comportament antisocial, atât sub vârsta răspunderii penale, cât și a celor care au împlinit 14 ani. Potrivit datelor oficiale, anul trecut peste 1000 de minori au fost implicați în diverse fără de legi, fiind comise peste 700 de infracțiuni. Legislația Republicii Moldova prevede răspundere pentru copiii de la 14 ani în cazul celor deosebit de grave. Răspunderea administrativă și penală există de la 16 ani. Amintim că tragedia a avut loc vineri 22 septembrie. Potrivit poliției, suspectele se aflau la victima acasă, iar la un moment dat ar fi intrat într-un conflict cu stăpâna. Cearta ar fi degenerat în bătaie, iar cele două adolescente ar fi înjunghiat femeia, după care au acoperit-o cu o plapumă și au fugit. Ele au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciarul de la Rusca. Suspectele riscă până la 10 ani de închisoare. Un bărbat de 34 de ani din Comrat și altul de 31 din Râșcan au fost condamnați la 12 și respectiv 8 ani de închisoare pentru escrocherie. Potrivit procurorilor, cei doi se prezentau ca și cumpărători de cereale, colectau de la agricultori semințe de floarea soarelui, porumb și orz, fără însă să le dea toți banii sau nu le plăteau deloc. Într-un caz, au colectat de la fermier peste 90 de tone de cereale, au promis bani și au negociat următoarele achiziții, după care au dispărut. În total, ar fi fost trași pe sfoară peste 50 de fermieri. Valoarea totală a pagubei se ridică la aproape 14 milioane de lei. Autoritățile locale din comuna Perârâta, raionul Briceni, cer ajutorul comunității în căutarea unei femei din sat, Zinaida Blândul, care a ieșit din casă și a dispărut fără urmă. Cei care au informații despre locul aflării femeii din imagine sunt îndemnați să apeleze la numărul de telefon 069-203-045 sau la numărul unic 112. Orice informație poate fi crucială în găsirea ei, în siguranță, se menționează în apelul publicat pe rețelele de socializare. Un incendiu a izbucnit astăzi în sectorul Buiucane al capitalei. Trei echipe de pompieri și salvatori au intervenit pentru a stinge focul într-un bloc de locuințe din strada Liviu Deleanu. Apelul la 112 a fost efectuat de către locatarii care au observat fumul dens care ieșea dintr-un apartament de la etajul 8 al clădirii. Potrivit GSU, incendiul a fost lichidat în mai puțin de o oră. Victime nu au fost raportate. Flăcările au provocat doar pagube materiale. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de către experți.
Salariile medicilor, asistenților medicali și infermierilor vor crește cu 15%, iar profesorii vor primi o plată unică de 5.000 de lei. Despre aceasta a anunțat premierul Dorin Recean în cadrul unui briefing de presă. Sporurile salariale și plățile unice sunt partea unui program care presupune rectificări la buget. Guvernul vine cu un pachet de sprijin, cu un pachet spor pentru Moldova, care însumează 1.300.000.000 de lei și care va avea impact direct asupra a 170.000 de persoane. La fel, vom aloca suplimentar 352.000.000 de lei pentru ca să putem să acoperim cheltuielile energetice, în mod special la căldură și pentru energie electrică, în școli, grădinițe, spitale și alte instituții bugetare. Potrivit premierului, sporurile salariale și plățile unice vor fi oferite angajaților din domeniul sănătății, educației, culturii, precum și celor din sfera de securitate și apărare. Suportul pentru sănătate constă dintr-o creștere de 15% a salariilor tuturor medicilor și tuturor asistentelor medicale și infermierilor. Asta se referă la 48.000 de persoane. Pentru toți profesorii din toate instituțiile de învățământ vom oferi o plată unică de 5.000 de lei. Peste 35.000 de persoane, mă refer la cadrele non-didactice, vor primi un spor unic de 3.000 de lei. Un spor unic de 5.000 de lei vor primi și peste 10.000 de angajați din instituțiile de forță care asigură siguranța cetățenilor. Totodată, pentru oamenii de teatru, se prevede o majorare salarială cu 25%. La fel, guvernul va aloca suplimentar 100 de milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor și 300 de milioane de lei pentru dezvoltarea regională. De resurse suplimentare vor beneficia și agricultorii. Săptămâna viitoare, premierul va merge în Parlament pentru a prezenta spre aprobare programul Spor pentru Moldova. Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor anunță că va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului, iar la baza acesteia ar urma să stea un șir de probleme economice. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, deputatul BCS Vlad Bătrâncea, în cadrul unui briefing de presă. Guvernul califică declarațiile deputaților din opoziție drept politice. Economia națională se află într-o cădere liberă, agricultura este în prag de faliment. Datoria publică a Republicii Moldova a ajuns cote istorice. Nici în anii 90 nu am avut asemenea cifre. Și toți acești bani pe care le împrumută guvernanței, nimeni nu le va ierta. Toate aceste materiale și analize vor servi drept bază acelei moțiuni de cenzură care am declarat că vom înainta împotriva guvernului actual, vot de neîncredere. Guvernul califică intenția socialiștilor și comuniștilor de a înainta o moțiune de cenzură și argumentele acestora drept declarații politice. Într-un comentariu pentru Moldova 1, purtătorul de cuvânt al premierului, Daniel Vodă, a reamintit că executivul a lansat programul Spor pentru Moldova, care include majorarea salariilor, plăți unice și finanțarea unor proiecte prioritare. Iar premierul Dorin Recean a reiterat că guvernarea este alături de cetățeni și are un plan concret pe dimensiunea socială și economică. Potrivit lui Bătrâncea, moțiunea de cenzură urmează a fi înaintată la următoarea ședință a Parlamentului. Comisia Juridică Numiri și Imunități a organizat audieri publice în legătură cu existența unui dosar penal în privința membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Iulian Muntean. Reprezentanților din instituție de drept li s-a cerut să explice cum un candidat cu un dosar a putut să treacă prevetingul și să fie numit în CSM. Audierile au scos în evidență o problemă. Introducerea selectivă a ordonanțelor în Registrul Informației Criminalistice și Criminologice. În cadrul audierilor, directorul CNA, Iulian Rusu, a menționat că angajații centrului nu au găsit inițial informația despre dosar, deoarece Muntean avea statut de învinuit și nu de bănuit, iar în dosar figurau 74 de învinuiți. Respectiv, informațiile despre învinuiți urmau să fie introduse de către procurori. Cazul respectiv în care este vizat candidatul a fost pornit pe fapt în anul 2018. Respectiv, în cadrul urmăririi penale, el nu a figurat ca bănuit. Codul de procedură penală, reiterez, stabilește că
obligația de a înainta învinuirea este în procuror. Șeful adjunct interimar de la Procuratura Anticorupție, Octavian Iachimovski, a menționat că era de datoria CNA să țină evidența actelor procesuale în acest dosar și că Procuratura nu era obligată să transmită Comisiei Preveting informații despre implicarea unui candidat într-un dosar penal. Era destul de bizar dacă noi dădeam o astfel de informație în privința unui candidat de la Preveting. În plus, noi nu avem un cadru legislativ care să oblige Procuratura Anticorupție din oficiu să furnizeze aceste date. La finalul audierilor, Olesea Stamate a calificat cazul drept un sabotaj clasic din partea procurorilor și ofițerilor CNA. Potrivit ei, este necesar un audit despre modul în care sunt înregistrate datele privind învinuiții. Eu văd necesitatea unui audit din partea Procuraturii Generale pe partea de completare a datelor în acest registru, ceea ce ține de fișele de învinuire. Recomandarea cred că este către Comisia Vetting să solicite informații cu privire la candidați și atât de la Procuratura Anticorupție, cât și de la Procuratura Generală, cât și de la CNA. Pe 20 septembrie au apărut informații în mediul public că Iulian Muntean este implicat într-o investigație penală pornită pentru corupere pasivă. Muntean nu a declarat acest lucru în fața Comisiei Preveting și nu a prezentat dovada încercării sale de a afla care e statutul acestei cauze penale. La sfârșitul săptămânii trecute, membrii CSM și ministrul Justiției Veronica Mihailov-Moraru i-au cerut lui Muntean să demisioneze. O seară de romanțe a dat startul zilelor europene ale patrimoniului la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, când cele au fost interpretate de artiști de diferite vârste. Continuăm cu știri externe. Etnicii armeni fug din regiunea Nagorno-Karabakh pe fondul temerilor de persecuții etnice din partea armatei azere. Sute de refugiați au început să sosească în Armenia din zorii zilei. Ei sunt primii care au trecut frontiera de când enclava a trecut sub controlul forțelor azere la începutul săptămânii trecute. În prima jumătate a zilei de astăzi, potrivit autorităților de la Erevan, peste 5.000 de oameni au fost evacuați. Între timp, autoritățile de la Stepanakert și cele de la Baku s-au întâlnit pentru o nouă rundă de discuții privind statutul regiunii și modul de reintegrare a acesteia în Azerbaidjan. Mii de refugiați din regiunea disputată Nagorno-Karabakh au sosit cu mașina sau cu autobuzul la un punct de control armean din Kornitzor, însoțiți de forțele de menținere a păcii rusești. Se întâmplă la câteva zile după ce regiunea disputată de Erevan și Baku a fost cucerită de Azerbaidjan. A fost un coșmar. Nu sunt cuvinte pentru a-l descrie. Satul a fost bombardat puternic. Aproape nimeni nu a mai rămas acolo. Majoritatea oamenilor au plecat, iar noi suntem aici datorită lui Dumnezeu. Acest bărbat își așteaptă sora la frontieră. Nici nu știu cum să vă descriu situația noastră. Aștept ca sora mea să sosească din Nagorno-Karabakh. Ea lasă totul în urmă, casa ei, viața pe care a avut-o, tot cei ce ea și soțul ei au construit acolo. Este foarte rău să-ți părăsești casa și să o iei de la capăt. Și asta îi se întâmplă deja pentru a doua oară. Crucea Roșie Armeană a înființat puncte de primire în Kornitzor și în alte orașe pentru a primi populația strămutată. Aici, refugiaților li se oferă asistență medicală și psihologică, apoi sunt transferați în orașul vecin Goris, unde sunt cazați în hoteluri. Iar străzile din Stepanakert, capitala regiunii disputate, sunt tot mai pustii după ce mii de locuitori au început să părăsească orașul în urma începerii luptelor în regiunea separatistă, dar și în zilele ce au urmat. Între timp, în orașul Hojalı, în apropiere de Stepanakert, a avut loc o nouă rundă de discuții și negocieri despre statutul regiunii între reprezentanții administrației din Nagorno-Karabakh și autoritățile de la Baku în prezența pacificatorilor ruși, iar discuțiile dintre președintele azer Ilham Aliyev și premierul armean Nicol Pașinian despre tratatul de pace vor avea loc la 5 octombrie la Granada, în sudul Spaniei, cu participarea cancelarului german și a șefului Consiliului
Consiliului European. Armata azeră a înfrânt forțele armene într-o ofensivă de 24 de ore săptămâna trecută, recuperând regiunea după 3 decenii de regim separatist. Autoritățile din Nagorno-Karabakh au fost de acord să depună armele și să înceapă discuții privind reintegrarea regiunii în Azerbaidjan, iar Baku s-a angajat să respecte drepturile etnicilor armeni și să restabilească aprovizionarea după o blocadă de 10 luni, dar mulți localnici se tem de represalii și spun că vor pleca în Armenia. Rușii au atacat din nou Odessa, terminalul maritim a fost distrus, iar un hotel a fost mistuit de flăcări. Noile bombardamente au ucis 2 oameni, iar instalațiile portuare au fost avariate. De cealaltă parte, ucrainenii au atacat cu drone regiunile ruse Kursk și Belgorod. Aparate fără pilot au pus în alertă și autoritățile de la Moscova. Aeroporturile din metropola rusă din nou au fost închise. Atacurile cu drone și rachete ale rușilor asupra orașului Odessa au avariat serios clădirea terminalului maritim și un hotel, care potrivit autorităților nu funcționa. De asemenea, au fost distruse mai multe hambare și clădirile depozitelor. Ca de obicei, rușii lovesc infrastructura portoară. Atacatorii au folosit 19 drone și 14 rachete, majoritatea dintre care au fost distruse, dar câteva și-au atins ținta, potrivit armatei ucrainene. Raidurile aeriene rusești asupra regiunii Herson au ucis 2 persoane și au rănit alte 8. Potrivit autorităților locale, inamicul a lovit orașul Berislav și satul Vovo, distrugând case particulare. Chiar în Herson, 5 persoane au fost rănite în bombardamentele repetate ale Rusiei. Între timp, orașul rusesc Kursk a fost atacat de drone ucrainene pentru a 2-a zi la rând. O clădire administrativă și case particulare au fost din nou avariate, spune guvernatorul regiunii. Potrivit acestuia, drona a fost doborâtă de un sistem de apărare aeriană. Cu o zi înainte, primarul din Kursk a fost nevoit să anuleze un foc de artificii festiv după ce o dronă a lovit o clădire administrativă avariind acoperișul. Potrivit unor informații neconfirmate, era vorba de birourile filialei din Kursk a Serviciului Federal de Securitate. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky salută succesele contraofensivei pe fronturile de est și de sud și menționează că întâlnirile pe care le-a avut în Statele Unite și Canada au consolidat legăturile cu cele 2 țări și au dus la angajamente de sprijin militar și economic. Від Сполучених Штатів це артилерія, потрібні снаряди, ракети для хаймарсів, ракети для ППУ, додаткові системи ППУ, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі по себе на полі бою. Від Канади ми маємо рішення про тривалу оборонну підтримку, обсяг $500 мільярда США. Зокрема, це медеваки, евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовились про виробництво та постачання. Guvernul de la Kiev intenționează să cheltuiască peste $1 miliard pentru a crea o armată avansată de drone. După cum a precizat ministrul pentru transformare digitală, Mihail Fiodorov, importanța dronelor pentru operațiunile militare va deveni evidentă până la sfârșitul acestui an. Țara a instruit deja peste 10.000 de piloți de drone în acest an, iar oficialul a promis că în curând va începe o nouă etapă a războiului. Zi de doliu în Kosovo, unde un ofițer de poliție a fost ucis într-o confruntare violentă. Încă 3 polițiști au fost răniți în schimbul de focuri cu un grup de bărbați înarmați. Confruntarea a avut loc după ce militanții au luat cu asalt o mănăstire unde s-au baricadat. Printre victime se numără și 3 dintre atacatori. Autoritățile kosovare condamnă acțiunile agresive și denunță crima organizată susținută de responsabili de la Belgrad, în timp ce Serbia acuză Priștina de minciuni și spune că nu va recunoaște independența Kosovo. Uniunea Europeană a condamnat atacul împotriva ofițerilor de poliție și cere ca cei responsabili să fie judecați. În Kosovo a fost decretată zi de doliu, iar drapelele au fost arborate în Bernă, în memoria ofițerului de poliție decedat duminică în confruntări. Bărbați înarmați, în vehicule blindate, au luat cu asalt satul Banska din nordul provinciei, luptându-se cu poliția și baricadându-se într-o mănăstire ortodoxă sârbă. Un polițist și 3 dintre cei aproximativ 30 de atacatori au fost uciși în schimburi de focuri. Asediul a durat mai multe ore, timp în care călugării și pelerinii aflați acolo
au stat închiși în lăcaș. Premierul kosovar a condamnat violențele și a menționat că atacatorii erau profesioniști înarmați care aveau și vehicule blindate. Alpin Kurti a denunțat cei ce a numit un atac criminal și terorist și a acuzat responsabilii de la Belgrad că ar oferi sprijin logistic și financiar crimei organizate. Ne dănuim că sunt criminal e terorist. Crima organizată cu sprijin politic, financiar și logistic din partea Belgradului oficial atacă statul nostru. În această bătălie apărăm și punem în aplicare legea, ne apărăm cetățenii și independența Kosovo. Criminalii, executori și cei care le dau ordine vor fi reținuți, judecați și pedepsiți. Guvernul Republicii Kosovo și instituțiile statului sunt pregătite și întreprind acțiuni coordonate pentru a contracara crimele, criminalii, teroare și teroriștii. De cealaltă parte, Serbia acuză Priștina de minciuni. Președintele Aleksandar Vučić a declarat că și-a întărit convingerea că recunoașterea independenței Kosovo este inacceptabilă. Un mesaj important pentru cei care cred că vor exercita presiuni pentru ca Serbia să recunoască un Kosovo independent. Tot ceea ce se întâmplă mi-a întărit convingerea că nu vom recunoaște niciodată independența Kosovo. Puteți face ce vreți, noi nu vom recunoaște niciodată independența Kosovo. Serbia nu va recunoaște niciodată independența Kosovo. Nicăda vom necemo priznati nezavisno Kosovo. Serbia, susținută în special de aliații săi, Rusia și China, refuză să recunoască independența fostei sale provincii. Etnicii albanezi constituie peste 90% din populația Kosovo, dar sârbii sunt majoritari în nordul provinciei, iar în luna mai acolo au avut loc ciocniri care au rănit zeci de protestatari și forțe de menținere a păcii ale NATO. Ploile abundente au făcut ravagii în sudul României, furtuna a inundat străzi, a deteriorat copaci, iar unele corturi au fost luate de vânt. Totodată, mai multe case au fost inundate și au rămas fără acoperiș, iar un autoturism cu 3 persoane în el a fost luat de ape, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Dolj. De asemenea, mai multe zboruri din Craiova au fost amânate și redirecționate către aeroportul Otopeni. În Dolj, Hunedoara și Cluj, străzile s-au transformat în râuri, iar vântul puternic a luat cu el corturi și a smuls acoperișuri. Mai mult, temperaturile au scăzut până la 15 grade Celsius din cauza vremii nefavorabile. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj a anunțat duminică noaptea că furtuna a produs pagube în județ, fiind mulți copaci căzuți și locuințe inundate. De asemenea, un stâlp a căzut în stradă în comuna Breasta. Din cauza stihiei, mai multe panouri au căzut în curtea unui spital din Craiova, iar un copac a căzut în curtea serviciului de ambulanță Dolj. Și la Cluj-Napoca oamenii s-au trezit cu apa în case și în curți din cauza ploilor torențiale. 15 județe rămân sub avertizare de ploi și vijelii. Vremerea a făcut ravagii și în județul Hunedoara. Pompierii au intervenit în Petroșani să scoată apa de pe străzi și din mai multe gospodării. Pe timpul furtunii, peste 100 de apeluri au ajuns în dispeceratul 112. Revenim în țară, o seară de romanță a dat startul zilelor europene ale patrimoniului la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. După ce au admirat expozițiile și colecțiile găzduite de muzeu, vizitatorii au avut parte de un program de romanțe de altă dată, cântate de interpreți de diferite vârste. Sofia Litvinov este cea mai mică participantă la regalul romanțelor. Bunicul meu cânta Cobzarul bătrân. Asta e o romanță care și lui îi place și mie foarte tare, îmi place. Daniela Bejan este studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice la Universitatea din București. Muzica este pasiunea ei, care i-a adus aplauze și premii la prestigioase concursuri din România. Ador foarte mult romanțele, este muzica de suflet. Romanțele trebuie de păstrat, trebuie să le transmitem mai departe, să le cântăm. Romanța este pe primul loc în sufletul meu. De când purtați romanța în suflet? De mică chiar. În școală cântam. Cu acest concert, de fapt, dăm startul zilelor europene ale patrimoniului pentru a atrage publicul de a veni la muzeu și de a-i sensibiliza cu ocazia zilelor europene ale patrimoniului. Vizitatorii au fost impresionați de prestația interpreților de romanțe. E de suflet.
e de dor, e de țară, e de poporul nostru. Îmi place să le ascult. Romanțele sunt ca o trecere într-o altă lume mai frumoasă, poate. Exprimă sentimentele noastre cele mai aproape de inimă. Dumneavoastră cântați romanțe? Eu cânt acasă. Când îmi place, romanțele tare mult îmi plac. Cum să nu asculți? Atâta putere, dragoste de viață, atât o amploare. Și când este interpretată de niște voci minunate, ce poate fi mai frumos? Zilele europene ale patrimoniului vor avea continuitate pe 5 octombrie cu un eveniment deosebit organizat de muzeu. Deschiderea unei expoziții foarte frumoase la Conacul, familie de Nobel Balios din satul Ivancea, dedicate familiei și istoriei Conacului, dar și arhitecturii vernaculare din această zonă. În contextul zilelor europene ale patrimoniului, Ministerul Culturii organizează pe 26 septembrie un forum cultural. Vor fi abordate proiecte de intervenții la monumente de arhitectură, inclusiv la proiectul de reabilitare a edificiului Filarmonicii Naționale. La Academia de Științe a Moldovei va avea loc conferința științifică internațională Patrimoniul Cultural de Ieri, implicați în dezvoltarea societății de mâine. Doamnelor și domnilor, mesagerul se încheie aici, dar nu ratați în continuare datele despre vreme și știrile din sport. Să aveți o seară liniștită alături de cei mai dragi.